Terenurile de sport, zonele de relaxare, păduri urbane și spații pentru evenimente vor ține locul fostelor terenuri ocupate ilegal. Foarte curând, timișorenii vor putea face sport în natură, în mijlocul orașului, alături de prieteni, fără a depinde de programări și evenimente. Reamintim că pe terenul în valoare de aproape 5 milioane de euro, cu o suprafață de peste 12.000 de metri pătrați, au fost construite clădiri fără autorizații și fără contracte de concesiune, au declarat reprezentanții primăriei municipiului Timișoara.